Considerate mâncarea săracului în România, cartoful și fasolea încep să aibă prețuri care pe mulți îi sperie. Doar în ultimul an, cartoful s-a scumpit cu 30%, iar fasolea a avut o creștere de 6%. Importurile din care ne asigurăm o mare parte din consum au dictat prețurile, iar ca să impulsioneze producția autohtonă, ministrul Agriculturii anunță programe de susținere a fermierilor care cultivă aceste legume. Se scumpește totul. De la întotdeauna, când se scumpește energia, carburanții, absolut cresc prețurile peste tot. Că e cartof, că e fasole, nu știu ce, se scumpește. Iar puterea de cumpărare scade. Oamenii, nu știu, unii au bani, alții n-au bani, nu mai știu nici eu ce să zic. Deocamdată, ferească Dumnezeu de mai rău. Foarte rău. Da. Ia, ai dreptate, s-a scumpit și nu e bine. Credeți că românii își mai permit să-și mai cumpere de leguri, să spun așa? Își permit, dar nu în cantitate mare. Mai... în cantitate mai mică și depinde de cât ai portofel. Că nu mai merge să pui, să depozitezi, să strice, să arunci, să nu mai gata cu ăștia. Deci totul depinde de bugetul fiecăruia. Da. Pentru cartofi sunt disponibile 15 milioane de lei ajutor pentru fermieri ca să își reducă din costuri și 50 de milioane de euro pentru construcția de depozite. S-a scumpit acum, ce să văd, dacă nu e, nu și nu e. Credeți că oamenii își mai permit să-și mai cumpere mâncare? Își permit, câte un kilogram, două așa, de cartofi, de ce ne trebuie, fasole, cu tot. Și carne scumpă. Aproape cât un kilogram de fasole. Dar din fasole creștesc mai multe mâncăruri facem. Fasolea, în schimb, a fost inclusă de programul de producție a legumelor în spații protejate, unde ajutorul poate ajunge la 4.000 de euro pe an. Aliment de bază în gospodăriile din România, cartoful a înregistrat în ultimul an cea mai mare creștere de preț dintre legume. Acum este cu 30% mai scump decât în februarie 2021, chiar dacă producătorii autohtoni cer pentru el același preț ca în toamnă.